Timișoara. În anul 2011, având 319.279 de locuitori, era al treilea oraș ca populație din România. Cel mai mare oraș al județului Timiș, situat în vestul României. Datorită gradului său de dezvoltare, este unul dintre cele mai importante centre universitare din România. În curând, în Timișoara, se urmărește introducerea unui concept cu totul și cu totul deosebit numit Teen Challenge. În Timișoara, respectiv în județul Timiș, situația consumului de droguri se înrăutățește din ce în ce mai mult. Statisticile sunt alarmante. Practic, în toate liceele din Timișoara se consumă droguri. Teen Challenge este destinat tuturor celor care vor să își schimbe viața și să scape de dependența de droguri. Din păcate, vârsta persoanelor care încep să consume droguri în Timiș a scăzut treptat. Copiii se apucă de droguri undeva la 9-10 ani, motiv care este îngrijorător. Spitalele au un număr dublu față de anul trecut de internări și mulți dintre ei chiar au și murit. Majoritatea consumatorilor devin dependenți și datorită acestui lucru viața lor ajunge să se ruineze. Unii dintre ei fie ajung pe stradă, fie abandonează școala, iar de aici ajung să producă fel și fel de infracțiuni pentru a-și procura banii de care au nevoie pentru consum. După cum vedem, problema nu e doar dependența, ci consumul de droguri afectează în toate domeniile vieții persoanei dependente. Printre drogurile care au cele mai devastatoare efecte se numără și etnobotanicele. Din nefericire, acest tip de droguri este foarte accesibil tinerilor și chiar copiilor în zona Timișoarei. Conform informațiilor, aproape în fiecare liceu din Timișoara se consumă droguri. Toate acestea fac ca nevoia unui program care să vină în sprijinul tinerilor dependenți să fie din ce în ce mai mare în această zonă a țării. Din nefericire, nu există niciun centru care să vină în sprijinul tinerilor dependenți. Înființat în anul 1958 de David Wilkerson, programul Teen Challenge numără peste 1000 de centre în peste 100 de țări. De peste 50 de ani, zeci și sute de mii de vieți au fost schimbate prin puterea lui Iisus Hristos în acest program. Misiunea programului este să evangelizeze și să ucenicizeze tinerii dependenți în vederea formării lor și restaurării lor pentru o viață nouă în Hristos. Credem că cine este în Hristos este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Tinerii, odată ce ajung să-L primească pe Hristos, sunt restaurați, ajung să fie stabil emoțional, să fie integrați social, să aibă o relație vie și autentică cu Dumnezeu. În România există un centru Teen Challenge situat la București, dar acesta este plin și lista de așteptare este la fel plină. De 13 ani acolo se întâmplă miracole. Unul dintre miracole este Daniel Drăgan. Cu Teen Challenge am luat contact în anul 2007. Eram internat la Spitalul Obregia din București, la secția de dezintoxicare. Ajunsesem acolo datorită unei dependențe de heroină. Eram consumator de heroină injectabilă de aproximativ 3 ani de zile. Atunci când i-am întâlnit pe cei de la Teen Challenge, eram într-o situație disperată datorită dependenței mele. Ajunsesem în această situație datorită unei serii de alegeri, de decizii care le-am luat în viață, o serie de factori care au condus acolo. Am născut în București, într-o familie modestă, cu ambii părinți muncitori și la fel ca oricare altă familie și familia noastră a avut și părțile ei bune și părțile ei frumoase și părțile ei mai puțin frumoase. Partea bună era că părinții ne-au iubit foarte mult, pe mine și pe sora mea. Am o soră mai mică cu un an și 2 luni decât mine.
și au muncit, au încercat totdeauna să ne asigure tot ce am avut nevoie, să nu ne lipsească nimic. Ne-au dorit binele și au dorit să ajungem bine în viață. În schimb, tatăl meu avea o problemă cu alcoolul și din cauza asta situația de la noi din familie, atmosfera de la noi din familie de multe ori nu era cea mai fericită. Atunci când bea, făcea scandal, se întâmpla de multe ori ca zile întregi, zile la rând să vină beat acasă, să facă scandal, să o bată pe mama, iar noi ca și copii încă de mici am participat la scene de genul ăsta, de multe ori trebuia să intervenim între el și mama ca să oprim scandalul și nu vreau să dau vina pe el pentru ce s-a întâmplat cu mine și cu viața mea mai departe. În schimb, știu că asta a avut o influență, pentru că datorită faptului că aveam alcool tot timpul în casă, curiozitatea m-a împins și pe mine. De la o vârstă destul de mică să încep și eu să beau, la început din curiozitate. Și când am început să o fac, nu pot să spun că mi-a plăcut neapărat, nu-mi plăcea gustul alcoolului. În schimb, îmi plăcea starea care mi-o dădea. Când mă amețeam, parcă mă detașam de realitate, de viața, cu necazurile ei, cu problemele ei și din cauza asta am început să fac asta din ce în ce mai mult, din ce în ce mai des. Am început să beau și cu prieteni de-ai mei, afară, în fața blocului. Apoi când am crescut, când am ajuns în perioada liceului, am continuat să fac asta din ce în ce mai mult. Începusem să merg prin cluburi de noapte, prin discoteci, la fel cu prietenii. Acolo beam foarte mult, se întâmpla de multe ori să nu mai știu ce am făcut, cum am ajuns acasă, să ajungem să facem tot felul de lucruri, să ne batem cu alți tineri, să crezând în felul ăsta că ne distrăm, mi se părea că ne bucurăm de viață. La un moment dat, în anturajul nostru au apărut și drogurile. Ocazional am început să fumez droguri ușoare, hașiș, marihuana, și cam asta a fost stilul de viață care l-am dus până la 20 de ani. Eu, în perioada liceului, am ajuns să mă declar ateu convins, nu credeam deloc în Dumnezeu. Și din cauza asta, mentalitatea care o aveam era că trebuie să te bucuri de viață la maxim, atâta timp cât ești aici pe pământ, pentru că odată ce mori, se termină totul și ăla e sfârșitul poveștii. La 20 de ani am mers în armată să-mi satisfac stagiul militar și după ce am terminat armata, am luat hotărârea să mă angajez mai departe într-un sistem militar în cadrul Serviciului Român de Informații și am făcut asta după ce am terminat stagiul militar și ăsta a fost un moment în viața mea în care toți cunoscuți, începând de la familie, prieteni, toată lumea s-a gândit că mi-a venit mintea la cap, cum zice românul, că o să fie bine, că o să-mi fac și eu un viitor de acum încolo, că m-am liniștit. Însă lucrurile n-aveau să stea deloc așa, pentru că la scurt timp, după ce m-am angajat în Serviciul Român de Informații, în timp ce eu încă îmi satisfăceam stagiul militar, la noi în bloc s-a mutat un băiat consumator de heroină injectabilă și la ceva timp el și sora mea au devenit iubiți și din cauza asta, după ce eu am terminat armata și deja începusem să lucrez în Serviciul Român de Informații, am început să petrecem din ce în ce mai mult timp la băiatul ăsta acasă. Avea un apartament la noi în bloc unde stătea doar el și fratele lui și acolo de multe ori ne strângeam tineri și se întâmpla să bem ocazional, am început să consumăm și droguri și în scurt timp și eu și sora mea am ajuns să consumăm heroină împreună cu acest băiat. La început am făcut-o la țigare, după care am foarte repede am ajuns la heroină injectabilă, pentru că eram o fire și teribilistă, totdeauna îmi plăcea să duc lucrurile la extrem, vreau să văd care e potențialul maxim din lucrul ăsta și după ce am fumat de vreo 10 ori la țigară, am început să mă injectez cu heroină. De acolo a urmat o perioadă de 3 ani de zile în care am pierdut absolut
totul, pentru că ușor-ușor am ajuns să fiu dependent de heroină și am ajuns în punctul în care viața mea a început să se învârte doar în jurul acestui drog și tot ceea ce făceam, făceam doar ca să pot să-mi fac rost de bani și să-mi procur doza de care aveam nevoie. Pentru că dacă nu făceam asta, intram în sevraj, dacă într-o zi nu mă drogam, intram în sevraj, o stare foarte urâtă, începeau toate oasele din corp să mă doară, aveam frisoane, aveam stări de vomă, mă durea capul, mă durea stomacul, toate adunate îți dădeau o stare atât de rea încât erai dispus să faci absolut orice, doar ca să faci rost de niște bani și să mergi să-ți cumperi o doză și să te injectezi. Ușor, ușor am început să pierd totul. Prima oară am pierdut serviciu, pentru că cei de unde lucram au aflat ce făceam și din cauza asta a trebuit să-mi dau demisia. După aia am început să-mi pierd toți prietenii buni care îi aveam, pentru că ușor, ușor toți au început să mă ocolească, pentru că deja începusem să profit de pe urma lor, să încerc să-i manipulez, să-i păcălesc de bani și tot felul de lucruri de genul ăsta și toți au început să mă ocolească și am ajuns să am anturaj doar cu alți consumatori de droguri. Într-un final am ajuns să-mi pierd chiar și relația cu propria familie, pentru că în câțiva ani de zile i-am adus efectiv la disperare, pentru că furam de acasă tot ce puteam, de la bani, televizor, mașină de spălat, le manetam, le vindeam și într-un final, după ce au încercat prin diferite metode și cu ceartă și cu vorbă bună și prin toate metodele posibile să mă ajute să mă las, când au văzut că nu se poate, atunci m-au dat afară din casă, mi-au spus, dacă asta e viața care ți-ai ales să trăiești, du-te și trăiești-o, dar nu la noi în casă, pentru că o să ajungi să ne distrugi și pe noi. Am ales să plec de acasă și ușor, ușor am ajuns să trăiesc efectiv pe stradă. La început am avut un prieten, doi, la care am mai mers să dorm, să stau, dar ușor, ușor toate ușile mi s-au închis și în ultima perioadă am ajuns să trăiesc efectiv pe străzi, să dorm pe scări de bloc, pe cartoane. Ziua fugeam prin oraș, alergam în toate direcțiile să fac rost de bani, furam, mințeam, manipulam tot ceea ce puteam să fac ca să-mi fac rost de bani. Datorită dependenței de heroină am ajuns de două ori în punctul în care aproape mi-am pierdut viața datorită unor supradoze și într-un final m-am hotărât să fac ceva, să încerc să mă las. M-am internat la spitalul, la secția de dezintoxicare, la spitalul Obregia, am stat 3 săptămâni, însă prima dată, după prima internare, după 3 săptămâni de tratament, când m-am ieșit pe ușa spitalului din prima zi, m-am întors înapoi la heroină. După o perioadă de timp, m-am reîntors la spital a doua oară și atunci a fost momentul când i-am întâlnit pe cei de la Teen Challenge, când am stat cu ei de vorbă, întâlnisem și prima dată, dar n-am vorbit cu ei. Însă de data asta am fost curios să aflu și eu mai multe despre programul Teen Challenge, mi-au spus despre centru care îl au și că există o șansă, o speranță pentru mine și datorită faptului că eram într-o situație disperată, am zis să încerc și varianta lor. Așa că am mers la centru de la Grădiștea și am intrat în programul de recuperare de un an de zile. La început mi-a fost greu, mai ales că erau foarte multe lucruri noi, era un centru creștin care se baza pe principii creștine, parte din filozofia de recuperare era și credința în Dumnezeu, iar astea pentru mine erau lucruri noi. Însă, provocat de mărturiile băieților care erau deja acolo în program, provocat de viața lucrătorilor de acolo, am început să caut și-o în dreptul meu, să mă rog la Dumnezeu și chiar dacă eu mă declaram un ateu convins, am ajuns în momentul ăla în care am zis, Doamne, dacă cu adevărat existi, așa cum îmi spun oamenii ăștia, te rog arată-mi și mie, te rog fă și cu mine o schimbare, pentru că am 24 de ani și am ajuns în punctul în care viața mea e un faliment total. Și ușor, ușor, cu ajutorul lui Dumnezeu, viața mea din momentul ăla a început să schimbe. După un an de zile, în Teen Challenge, pot să spun că am fost eliberat de dependențele care le aveam, dependența de droguri, dependența de țigări și multe alte lucruri care erau în viața mea atunci și, așa cum spune și în Biblie, am fost transformat într-o făptură nouă.
După ce am terminat programul de recuperare de un an de zile, m-am hotărât să rămân mai departe încă un an de zile ca și intern la Team Challenge, o perioadă în care am continuat să cresc, să mă maturizez și să încep să dau și eu mai departe altora din ceea ce deja Dumnezeu pusese în mine. Iar după ce am terminat și perioada asta de un an de zile, m-am hotărât să lucrez mai departe în Team Challenge ca și parte din staff, din echipa de acolo, pentru că mi-am dorit foarte mult să pot, aceeași speranță care eu am primit-o, să o pot da și eu mai departe tinerilor care au probleme de dependență, care au ajuns într-o situație lipsită de speranță, așa cum eram și eu atunci când m-am întâlnit cu cei de la Team Challenge în secția aceea de dezintoxicare. Sunt, anul ăsta se împlinesc 9 ani de când sunt alături de Teen Challenge și în continuare e o așa mare bucurie pentru mine și așa mare împlinire să fiu parte din lucrarea asta, să fiu parte din, să văd cum viețile tinerilor care ajung acolo în program sunt transformate. De multe ori am ocazia, pentru că merg la secții de dezintoxicare, să-i văd pe băieții încă de când sunt acolo la spital și apoi să văd toată evoluția și toată schimbarea și fiecare viață schimbată aduce așa multă bucurie în viața mea și de asta îmi doresc în continuare să rămân parte din lucrarea asta și să pot să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu ca să lucreze prin mine în viața acestor tineri. Văd o așa nevoie mare peste tot la noi în țară de centre de genul ăsta, pentru că aproape în toate orașele mari există mari probleme cu consumul de droguri, în special cu consumul de etnobotanice, și știu că și aici în partea de vest, în Timișoara, sunt probleme mari și de asta cred că este o nevoie așa de mare pentru un centru de genul ăsta și aici în zona asta a țării. Cred din toată inima că un dependent poate să scape de dependență, poate să-și rezolve această problemă, deși mulți ajung să creadă că nu mai există speranță, cred că această problemă se poate rezolva, pentru că mă uit la mine, sunt 9 ani de zile de când m-am oprit din consum, am o viață restaurată, am o familie, acum lucrez și ajut alți tineri la rândul meu și sunt lucruri care și eu mă uitam. Dacă m-aș fi întors cu 9 ani în urmă, aș fi crezut că sunt imposibile. Cred din toată inima că se poate scăpa de dependențe, iar eu sunt una din dovezile vii ale acestui lucru. În legătură cu ceea ce facem până la deschiderea centrului rezidențial, ne-am organizat sub forma unor întâlniri gen Coffee House. În cadrul acestor întâlniri avem un timp de cunoaștere și de socializare, cântăm și ne rugăm lui Dumnezeu, luăm o masă împreună și vorbim despre ceea ce are să se întâmple în cadrul programului Teen Challenge. Periodic mergem și îi căutăm pe acești oameni, mergem pe stradă, la spitale, acolo unde sunt, și le spunem că există speranță pentru viața lor și că în curând vom deschide un centru în care ei să poată veni și să aibă viețile restaurate. Pot să las și una și alta. Că nici atunci e bine,
nici aia nu ce bine. Dar atâta timp zile, eu l-am căzut pe stradă, cu asta am fost învățat. Și e cam greu acum ca să trup de una și de alta. Înțelegi? E cam greu. Dar în schimb, apreciez oamenii din jurul meu, îi ajut, de cum îmi cere, bă, am nevoie de o pâine sau am nevoie de o bani. Ia, frate, niciodată nu există la mine, nu iau, sau nu pot, sau nu există că nu pot. Viața mea pe stradă este să plec. Vreau să plec din lumea asta. E copilul străzii. Dar mi-e place să ajut omul. Nu ca să-l critic, nu ca să-l judec. Judecata e procurorul. Judecata e o altce, nu a mea. Nu. Ce vrei cu judecata, o să fiu judecat. Așa m-am învățat când am plecat pe de acasă eu. Când am plecat de acasă eu. Așa mă zice părinte, cum te aștern, așa te culci. Și în jurul meu, lumea care a fost în jurul meu, i-am ajutat și de multe ori. De multe ori. Chiar dacă scurg în pungă, chiar dacă beau alcool, chiar dacă îl cumpăresc un alta, dar îmi place să ajut lumea. De jurul, se jur. Poate dintre prietenii care sunt în jurul meu, de multe ori nu au avut un ban. Și am avut poate de 10 ori, de 10 ori, poate de 10 ori, de 10 ori, unul ca ei. De l-am dat. Și n-am niciodată să dăm înapoi. Nu, nu scomu, dăm. Dacă am, îți dau, te ajut. Că ăsta este situația noastră. Sunt oameni pe stradă, pe stradă am crescut. Am mulțumit la Dumnezeu, sănătos. Am 140 de chile. Acolo sunt. Mulțumit la Dumnezeu și binecuvântează Fiul Dumnezeu. Că dacă nu ar fi ăla, nu suntem noi. Viitorul centru rezidențial va fi în Jimbolia. Și sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să reușim să-i dăm drumul până la finalul acestui an. Suntem la Jimbolia, aici unde vom deschide centrul Teen Challenge Timișoara. Până atunci mai avem de lucru, mai sunt de făcut investiții de bază. Clădirea din față ne propunem să o refacem. Băile, bucătăria și absolut tot ceea ce este necesar pentru ca centrul să poată să primească pe primii studenți. Programul durează un an de zile și constă în 5 faze. Studenții care intră învață să se autogospodărească, învață să muncească, învață ce înseamnă principii și ce înseamnă studiu personal cu Dumnezeu. Studenții învață să gătească, învață să facă curățenie, învață ce înseamnă caracter și ce înseamnă valori. Pe lângă muncă și autogospodărire există și un plan de recreere și activități sportive care ajută studenții să se reabiliteze și din punct de vedere fizic. Fiecare dependent este o persoană valoroasă în ochii lui Dumnezeu. Credem că cea mai mare investiție pe care noi, ca oameni, putem să o facem pe acest pământ este să investim în ceilalți oameni și în sufletele lor care pot fi câștigate pentru eternitate. De aceea vă chemăm să fiți parte cu noi în această lucrare de salvare a sufletelor. Vă chemăm să ne susțineți
Nevoile sunt mari din punct de vedere spiritual. Cu siguranță cea mai mare nevoie este nevoia de susținere pe plan spiritual. Fiecare din membrii echipei avem nevoie să fim susținuți de dumneavoastră. Rugați-vă pentru studenții care vor veni în programul Teen Challenge și care se vor întâlni cu Dumnezeu acolo, credem. O altă mare nevoie este nevoia de implicare financiară. Centrul este în construcție, suntem la început de drum și vă chemăm să fiți parte și în acest mod, alături de noi. Dacă aveți persoane care știți că au nevoie de un astfel de centru, puteți să-i direcționați înspre noi. Și cu siguranță vă puteți implica și activ în lucrările de construcție. Mulțumim tuturor celor care vă veți implica în această lucrare și credem că împreună putem fi parte din transformarea multor tineri care astăzi sunt înlănțuiți de dependență, dar care într-o zi vor fi oameni noi pe care Dumnezeu îi va folosi pentru slava Lui.